De remarcat a fost faptul că niciun politician nu a urcat pe scenă pentru a susține discursuri la Ziua Olarului în Lungești. Cei doi parlamentari liberali prezenți au stat însă de vorbă cu cetățenii, cu meșterii, dar și cu presa vâlceană prezentă la manifestare. Ori de câte ori am ocazia aici, revin cu plăcere la Lungești și cumpăr obiecte făcute de meșterii locali, obiecte pe care le folosesc atât în gospodăria proprie, dar spre bucuria prietenilor le dăruiesc câte puțin din județul nostru, pentru că mai am prieteni și la nivel național și uneori le mai trimit și prietenilor din străinătate, care le apreciază foarte mult. Ce s-ar mai putea face ca să-i mai ajutați un pic pe meșteri să fie puțin mai vizibil, să spunem așa? Trebuie să promovăm mai mult asta, așa este. Probabil că nu au dumnealor experiența promovării și este firesc, dar consider că la nivelul județului s-a făcut promovare pentru aceste meșteșuguri, dar nu suficient la nivel național. Asta este clar. Iar meșteșugarii încă nu beneficiază de o protecție poate legislativă mai bună, care să le permită să-și continue și de ce nu să-și dezvolte mai mult activitatea. Și din păcate constatăm regres, sunt din ce în ce mai puțin tineri care vor să învețe meșteșugul, să se dedice acest până la urmă acestor profesii care ne fac nouă cinste și ne sunt tare dragi sufletului românesc. La Lungești chiar am participat încă de la înființarea acestei sărbători, Ziua Olarului, în fiecare an, vin și astăzi, pentru că este, de fapt, o manifestare care promovează o îndelăbnicire locală de mii de ani. Cred că promovarea tradițiilor noastre, populare și meșteșugărești mai trebuie să primeze nu numai la Lungești, ci și în alte localități. În felul ăsta, noi putem ieși în Europa cu produsele noastre tradiționale, așa cum au făcut toate țările din Uniunea Europeană. Îl felicit și astăzi pe Tibi Cosnea, primarul comunei Lungești, pentru că, iată, dincolo de tot ceea ce a făcut în comună, realizări în ceea ce privește infrastructura, învățământul, se apleacă și asupra zonei culturale și promovează ceea ce este specific Lungeștiului, și anume olăritul. Cei care au subliniat importanța evenimentului au fost primarul Tiberiu Costea și Aurel Simion, ministru secretar de stat din Ministerul Agriculturii, care i-a mulțumit primarului pentru efortul organizării evenimentului și a felicitat agricultorii din zonă pentru că insistă să dezvolte această ramură a agriculturii în ciuda tuturor greutăților pe care le întâmpină. Am încercat de fiecare dată să participăm. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este și, încă o dată, nu numai Ministerul Agriculturii, este și al Dezvoltării Rurale. Ne interesează foarte tare dezvoltarea rurală a satului românesc, menținerea satului românesc pe o poziție, să zic, funcționabilă, populată, felicitări agricultorilor care desfășoară activitate în comuna Lungești, felicitări administrației locale pentru ceea ce ați făcut în ultimii ani, se cunoaște foarte, foarte bine. Ministerul Agriculturii vine în întâmpinarea agricultorilor și dezvoltarea rurală din satele românești, vine cu măsuri de sprijin, sprijinăm și tinerii agricultori, sprijinăm în același timp prin galuri și dezvoltarea rurală și proiectelor dumneavoastră pentru dezvoltare și creșterea nivelului de trai al agricultorilor. Numai în ultimul timp, aș aminti printre altele și mulțumim parlamentarilor, mulțumim domnului președinte Buican, mulțumim doamna senator, să ne amintim numai de creșterea salariului în agricultură pe modelul construcțiilor, nu? De la 1.500 de lei la 2.350 de lei salariu minim.
ceea ce e foarte important pentru stabilizarea forței de muncă, nu numai în mediul rural, ci în agricultură în mod special și în industria alimentară. Agricultura României este o agricultură într-adevăr duală, avem cele mai mari exploatații din Europa, dar și cele mai multe și mărunte, cum ne spun europenii. Este o specificitate a țării noastre. Eu mă bucur că avem mici producători, chiar și ferma de subsistență sau ferma de familie trebuie păstrată și încurajată. Ziua Olarului s-a desfășurat an de an, cu excepția anului 2020 din cauza pandemiei. Prima ediție a sărbătorii Zilei Olarului a avut loc în data de 10 iunie 1979 în poiana din fața căminului cultural din satul Lungești, iar în decursul anilor această manifestare locală a devenit una de suflet a comunei.